Geometria. Geometria. Te rog. Problema numărul 3. Problema numărul 3 de la pagina 191. Problema 3. De la pagina 191. La 191. Da. Când era A, B și C, aparțin cercului, de centru 1 și rază 12. A, B și C, aparțin cercului, de centru 1 și rază 12 cm. 12. Și triunghiul ABC este echilateral. A, B, C, echilateral. Adică A, B egal cu B, C egal cu... Să se afle, amin, area și perimetrul triunghiului ABC. Aria triunghiului ABC și perimetrul triunghiului ABC. Și perimetrul triunghiului ABC. Și la BMI. Amici acolo, da? Da. Și la BMI, lungimea apotemei triunghiului ABC. Lungimea apotemei triunghiului ABC. ABC. Apotemei, deci apotemei. Ia să vedem. Ce apotemă? O, de regulă se folosește noțiunea asta la geometria în spațiu. Da? Să vedem mai și vrea autorul, ca să înțelegi mai și mai bine. Deci, se dă cercul. În el înscrieți un triunghi lateral, știți voi cum înscrieți foarte bine, nu? Da. Cu lungimea, cu raza. Îmi desenați cele 6 puncte și le uniți din două în două, cu lungime, cu mărimea razei respective. Iată așa. Triunghiul echilateral, să zicem că ăsta ar fi. A, B, C. Raza știu că este cât? 12. 12. Area o putem face? Area lui ABC? Da. Pe un echilateral. Cine este egal la area unui triunghi? Sau... Sigur că da, baza lățimea asupra 2 sau latura 1, latura 2, sunt sunghi între ele. Corect. Avem suficient. Dar noi știm numai raza acum. Cum ne ducem de la rază spre laturile triunghiului? Triunghiul ABC isocel. A, O, O, C. La A, O, C este isocel. De ce? Pentru că sunt raze A, O, C, O, C. Da. Sunt raze. Avem că măsura lui A, O, C e de 120. Nu, 360 părțit la 3. Exact, bine. 120. Da? 120. E 120. Deci ăsta e de 30-30. Da. Astea sunt de 30-30. Toate unghiurile sunt de 30 aici. Da. Eu au fost de 60, au fost împărțite în două. Aflăm marea triunghiului prin... prin chestia cu, dacă știm, noi știm OC-ul, știm AO, sinus de 120. Sinus de 120 nu prea știți. Sinus de 120. Voi nu știți. Voi până la de 30, 60, 45. Și 90. Păi unghiurile alea de care de 30? N-au și de 30, domn profesor? Păi au, dar... Nu știm AC-ul. Dar latura 1, latura 2, sinus unghiurilor dintre ele și 60 tot unghiul, nu? Și de 60 tu. Da, știu. Dar nu au latura. A, nu au latura de pe un lat. A, din area cercului scădem... părțile așa. A, da, părțile nu sunt chiar simple. Dar nu, dar este așa de simplu. Dacă de aici am dus în continuare, până noi notăm cu M punctul acesta și în triunghiul C, O, M. Ce știm și ce nu știm?
știm știm cât e OC. OC-ul știm, da? 12. Unghiul ăsta știm cât este? Da, e 30, tocmai ce am discutat. 30. Și atunci, într-un triunghi unghic, aplicăm sinusul, care e egal cateta opusă supra ipotenuză. Da. Și atunci OM cât e de mare? OM... OM va fi 6. Jumătate din rază, nu? Da. Din ipotenuză. Asta este de 6. Și dacă CO este de 6... Asta Pitagora pe BM. Pe BM sau pe adică CM. Adică sau pe BC și AC... Dublu, nu? Da. Și gata problema. Și acum la B? Hai să vedem încă o dată aici. Ne ducem, na? Deci putem să facem calcul, da, să da, facem. Da. Hai să vedem cum zicem. Triunghiul AOC isoscel. Da. Nu, BOC, ca să zicem pe ei. Triunghiul BOC isoscel. BOC isoscel. Rezultă măsura lui OBC de 30 grade. Măsura lui OBC egal cu 30 de grade. Cum omul perpendicular pe, nu, cu măsura, plus măsura, de sub măsura lui AMB egal cu 90. AMB egal cu 90 de grade. Și cum BO egal cu 12. Și mai adăugăm cu BO egal cu 12. Rezultă OM egal cu 6. Rezultă aici că OM egal cu 6. Cred că e clar pentru toată lumea, dar cum zicem sinus de 30 de grade, la cateta opusă ce om supra ipotenuză OC. Și atunci vine 1 pe 2 egal cu om supra 12 și deci om egal cu 6. Cum ai spus, om egal cu 6. Triunghiul BM drept unghic. Știam punctat asta. Da, rezultă că BM la a doua egal cu 144 minus 36. BM la a doua egal cu? 144 minus 36. BM egal cu radical din 108. Deci BM egal cu radical 108. BM, BM simplu egal, da, cu radical. Da, radical din 108. Și egal cu... Se parte prin 2, dă 56. Să mai fac 36 ori 3, fac. 36 ori 3. 6 radical din 3. 6 radical din 3. 6 radical din 3 este B, I, M, da? Și ăsta cu BC e 12 radical din 3. BC egal cu AB și egal cu AC. 12 radical din 3. Deci perimetrul va fi 3 ori 2. Perimetrul triunghiului ABC este de 3 ori. Da, 3 ori 12 radical din 3. 36 radical din 3. 36 radical din 3, da. Și are egal cu N la 2 ori radical din 3 supra 4. Aria triunghiului ABC egal cu? N la 2 radical din 3 supra 4. N la 2 radical din 3 supra 4, de unde știți asta? Da. Are atunci de echilateral. Ea știe formula. O formulă? Da. Dar dacă nu știu, fac, ce fac aici? Ba nu, înălțimea supra 2, nu? Baza. Ia să vedem dacă formula e bună, domn profesor. Hai să vedem, să o demonstrăm. Nu să o demonstrăm, zic că asta faceți baza ori înălțimea și pe aceea să înlocuim, să vedem dacă și aia e bună și o demonstrăm după aia. Bine. Bine, hai să vedem întâi. Baza ori înălțimea, domn profesor. Deci area triunghiului ABC este egal cu baza BC. Ori înălțimea ori AM. Da, supra 2. Supra 2. BC o știm. 12 radical din 3. Deci 12. Radical din 3. Ori AM 18. Pe 2. 12 și cu 6, 18. Pe 2. Totul pe 2. Simplificăm. Facem 2 cu 12, 9. Sau e... 9. Deci 108 radical din 3. 108. După formula ei, ia să vedem, nu vezi dacă tu la fel. Sigur că da. Sigur, da. Area triunghiului ABC. Calculata, adică... El pătrat radical din 3 spus pe 4. Da. Și el pătrat la noi 12 radical din 3 la pătrat. 12 radical din 3 totul la pătrat. O radical din 3 pe 4. Și este egal cu... 144. 144 ori 3, ori radical din 3,
suprafață. 144 poate să se simplifică? Da. Sigur. 3 ori 4, 12, 24, 6. 24. 3, 6 ori 3, tot 100, 8 radical din 3. Dar știți să o demonstrez? Cum? El a învățat-o așa și nu știm. Nu-i minunat. Asta e L. Corect. Da? E L. Da. Deci, aria triunghiului ABC egal cu baza L. L. Ori înălțimea. Dar înălțimea asta, AM, o putem scoate din triunghiul ăsta AMC. Din triunghiul AMC. Și asta e L. Da. AC e L. Da. Asta e L pe 2. Corect. Și vine L pătrat minus L pe 2. La pătrat. Deci vine, hai să zicem AM. AM. Egal cu L pătrat. Minus L pătrat pe 4. Corect. Și aduce în același viitor, face 4 L pătrat minus L pătrat supra 4 și face 3 L pătrat supra 4. Cine AM, da? AM pătrat. Corect. AM pătrat. Și numai simplu AM va fi egal cu, dacă extragem radical, L radical din 3 pe 2. Pe 2. Te extragem și da, din viitor, da? Iar radical de 3 pe 2. Și atunci baza, aria este baza L, ori înălțimea, ori L radical din 3 pe 2 și supra 2. Corect. Și de asta. Și face, iată, el pătrat, radical din 3 știa, pe 2. Știa, domn profesor. Știa. Știa. Să mă dacă știa dumneavoastră. Sigur, asta. Și m-a pus la încercare și eu zic că m-am descurcat. Exact. Da? Și acum mai e punctul B, domn profesor. Apotema este asta. Apotema, care e apotema? Cățica. A, aia? Înălțimea. Am aflat-o, fără să fie. Da. Deci, uite, asta e, acum a zice, domnul. Bucățica asta din înălțimea e? Toată, care este acum, vedeți aici cât este. O, e mișată. Jumătate din rasă. Apotema este el pe doi. Da, ne oprim aici, la revedere. E pe ăsta, sinteză, sinteza, pe hai să vedem algebra. La algebra ce am făcut. Algebra, tema radicală. Algebra. Sistem de axe ortogonale. Sistem ortogonal. Ortogonal. Reprezentarea punctelor. Da. Apoi, ce am determinat acolo? Distanța între două puncte. Da, mijlocul. Din două puncte. Apoi am făcut mijlocul niște coordonatele mijlocului. Da, coordonatele mijlocului. Do, na, de mijlocului. Un segment. Da. Am mai aflat unghiul ăla dintre ele? E, asta a fost de bază. Da. La așa. Geometrie? La geometrie. Am făcut... mai problema asta? Sau mai da. Făcut? Mai asta a făcut, da? Asta, sigur, da. Am făcut ce? Triunghi înscris în cer. Aria, perimetru. Aria, perimetru. Și apoteam. Apotema. Funcție de rază, nu? Da. De rază, că raza ni s-a dat. Corect. Asta a fost lucrul. La revedere. La revedere.